Sezonul oficial de vară a început, iar strandul municipal din Drobeta, Turnu Severin, este atracția estivală, în special pentru vârstnicii care au descoperit proprietățile benefice ale apei termale, cum ar fi efectele sale de ameliorare și prevenire a diferitelor boli. Primăria s-a gândit la bunăstarea pensionarilor și astfel intrarea este gratuită în timpul săptămânii. Strandul municipal din Drobeta, Turnu Severin este renumit pentru apele sale termale cu efecte terapeutice de excepție, în special în privința tratării afecțiunilor reumatismale, neurologice, ginecologice, post-traumatice și unele boli asociate. În localitățile din jur, dar și de la distanțe mai mari, efectele terapeutice ale apelor din cartierul Schela sunt bine cunoscute, astfel că autobuzele circulă frecvent în timpul sezonului, ca să nu mai vorbim de autoturismele personale ce împânzesc șoselele către acest loc binecuvântat. Așa se spune, că e bună pentru orice. Să vedem pe parcurs ce se întâmplă. Dumneavoastră ați simțit vreo diferență până acum? Da, da, da. Am 8 zile de când s-a dat drumul de la 1 și parcă mă simt mai nu așa de nu-mi dă voie nici vârsta. Dar, na, în principiu, e o îmbunătățire cât de cât. Cum procedați? Cât stați în apă? Câte zile urmați tot? Stau cel puțin 20 de minute, cel puțin. Maxim stau o jumătate de oră. După aia ies afară, stau la soare, iar intru și tot așa. Dar nu fac mai mult de 2 băi. Pentru că apa te sfârșește, te leșină de tot. Și decât să plec pe drum așa, mai bine fac de 2 ori și gata, am plecat acasă, vin mâine iar. Și de regulă nu țin cont câte zile vin. Cât ține sezonul, atâtea zile vin la rând. Strandul termal municipal din Drobeta, Turnu Severin, este atracția sezonului estival. Acesta a fost renovat și funcționează la standarde europene. De asemenea, primarul Marius Creciu s-a gândit la bunăstarea pensionarilor și a copiilor, iar în timpul săptămânii aceștia se pot trata și relaxa gratuit. Eu vin pe fiecare an, dar când pot, știți? Și e foarte bun pentru noi, mai ales la o vârstă oarecare, pentru reumatism, pentru circulație, are sulf, are iod, are de toate. Totodată este și accesibil. Normal, vă dați seama că a făcut pentru noi pensionarii la reducere. De fapt, până vineri noi nu plătim. E gratuit. Vedeți, a făcut ceva pentru noi, domn primar. Îi mulțumim pe această cale. Am văzut că mulți oameni vin special pentru tratament. Special pentru tratament. Să știți că e bună. La început e rece, dar după aia, dar și la mare, dacă ne duce, ați văzut ce sărată e și ce rece. Dar acum e acceptabilă apa, e foarte bun. Vin de 30 de ani în urmă. Cum vă simțiți? Ați văzut vreo diferență? Am artroză reumatică și vin aici și mă ia lină durerile. Nu mai e nevoie să fac de asta antiinflamatoare. Cum procedați? Cât timp stați în apă? 20 de minute, 30, 40. Acum am așa să zic. Mai fac o pauză 2-3 zile și pe urmă iar mai vin, ca să nu vreau să mi se jupoaie pe ele. La început când am venit, nu știam să mă dau, să respect timpul și jupoiam. Acum de 2-3 ani nu. Cum vi se pare faptul că este gratis de luni până joi? Păi foarte bine, s-a gândit și la noi bătrânii. Am muncit o viață întreagă, bani n-avem, mulți. Totodată vă relaxați, dar faceți și tratament. Da, da. Uite, acum iau autobuzul, mă duc. Cred că a trecut deja 3, eu nu știu. Dar e foarte bine, bravo lor.
care se ocupă. Fie că vrei să elimini durerile musculare, să te relaxezi sau să mai temperezi bolile reumatice, băile cu apă sărată sunt o binecuvântare pentru organism. Minerale precum magneziu și potasiu vor fi absorbite de către piele pentru a elimina toxinele și vor echilibra întregul organism. Nenumărate studii arată faptul că băile sărate îmbunătățesc sănătatea generală, deoarece reglează nivelul zahărului din sânge, îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară și sistemul nervos. Totodată contribuie la funcționarea normală a sistemului limfatic și luptă împotriva radicalilor liberi. De asemenea, atunci când ne expunem regulat organismul la mineralele conținute de sare, îl ajutăm să reziste mai bine în fața bolilor.